Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Dragoș Boța și ca de obicei vă spun bine ați venit la o nouă ediție Press Alert Live de aici din studioul HDV. Corupția macină rând pe rând instituțiile statului. S-au creat niște sisteme paralele care au ajuns să dovedească că pot să facă absolut orice. De zeci de ani după Revoluție, aceste grupări au reușit să își impună propria lege, să subjuge legile statului român. Ghinionul este că a început și statul să se deștepte și vorba unui celebru infractor, dacă vreți să fiți puternici, întăriți-vă statul. Și statul s-a întărit, slavă Domnului. Mai e mult până acolo unde vom ajunge să fie normalitate. Normalitatea aceea la care tânjim, de exemplu, când ne tot uităm spre vest, chiar dacă nici acolo nu este totul spumă de lapte. Spumă pură de lapte. În această seară vom discuta despre un caz cu adevărat exploziv și o să vedeți că toate informațiile pe care vi le vom prezenta sunt halucinante. Când am citit primele documente am crezut că e o glumă. Numai că rând pe rând toate depozițiile și toate documentele oficiale arată că de ani de zile se duce o luptă simplă. O luptă simplă în aparență. Mobilul este simplu. Să-i se ia cuiva afacerea de o viață și banii strânși de o viață, căci de ce nu, dacă noi suntem șmecheri și avem pe aici pe acolo pile prin instituții ale statului și conexiuni, putem să facem orice. Invitatul meu din această seară are o poveste fabuloasă. A fugit din România înainte de 89, a ajuns până în Suedia, după întregi aventuri, a ajuns în Germania și după 90 s-a întors în România să construiască capitalismul. Ei, a construit ce a construit și a făcut o fabrică de apă minerală, numai că de vreo 10 ani 13. Se luptă, 13, se luptă să și o redobândească, pentru că cineva își dorește tare, tare mult să aibă această fabrică pe gratis. Despre tot ce s-a întâmplat în acești ani și cine se află în spatele unor lucruri inexplicabile în aparență, discutăm în această seară cu domnul Ioan Herman, om de afaceri. Bună seara, bine ați venit la Press Alert Live. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Salut cu ocazia aceasta tuturor care mă cunosc și cunosc situația mea și de cât timp mă lupt și mă voi lupta până în pânzele albe. Domnule Herman, când m-ați sunat prima oară, am spus, ei, nu e chiar așa. Am citit documentele și v-aș întreba, n-aș începe cu începutul, v-aș întreba altceva. Cum ați rezistat ca din 2001, din 2000, de 16 ani, dacă luăm întreaga poveste, da. Să rezistați. Cum ați rezistat? Presiunilor? Să știți, nu a fost ușor, dar eu știu, am muncit, am construit, am pus o fabrică pe picioare, n-a mers foarte bine, n-am luat la nimeni nimic și nici nu am de dat la nimeni nimic. Tot ce mi-au furat trebuie să vină înapoi. Domnule Herman, haideți să începem cu începutul. Ați plecat, ne povesteați înainte de începerea emisiunii cum ați fugit în Suedia. O poveste fabuloasă, cred că ne-ar trebui alte 50 de minute să povestim de acele lucruri. În 1991 v-ați întors în România. Da. V-aș întreba de ce v-ați întors și ce s-a întâmplat, ce ați construit, ce fabrică. Să iau așa, chiar imediat în data de 21 decembrie, când elicopterul a zburat, eram 22. În sânul... 22. Nu. 22 a zburat. În 22 a zburat avionul, da. Elicopterul da. Cu Ceaușescu, da, da. Eram în sânul familiei, mi-a lăsat copiii acasă și am venit cu Malteza în România. Ca singurul traducător să traduc a 37 de doctori, deci fiind 37 de salvări, camionul bucătărie, care eu l-am condus, că era necesar categoria D de autobuz, și două tiruri de alimente. Unul de medicamente, deci trei tiruri. La care, bineînțeles, venim cu coloana
în țară, am intrat până la Arad. În Arad s-a tras în noi. Cine a tras în noi? Asta este pornirea imediat în timpul Revoluției. Era chiar timpul Revoluției. Dar hotărârea mea de a veni în țară, de a construi, de a îmbutălia apă, am avut-o mult înainte de Revoluție. Deci, prin 87, am făcut analizele de la apa de Ivanda, o apă medicinală. Nu știu dacă vă spune ceva cuvântul localitatea Ivanda. Oamenii de acolo mă cunosc, toți știu că am început acolo. A fost și este apa numărul 1 în Europa, numărul 2 în lume. Deci 22 de grame de minerale la litru. Deci, cum să zicem, mi-a intrat apa în cap mult înainte de Revoluție, da? Am înțeles. Așa, deci am rămas în continuare și voi rămâne... Ați rămas cu gândul la apă chiar și când ați fugit din România. În 91 ce s-a întâmplat? În 91 s-a întâmplat un fel următor. Deci m-am trezit simplu. Au intrat mascați în curte. Eu aveam o pompă defectă, un compresor defect la fabrică și nu mai mergea producția. În 1991, da? Având probleme tehnice la fabrică, bineînțeles că acei... mi s-au negrit curtea, mi s-au umplut curtea de mascați. Aveam chiar ședință cu oamenii datorită faptului că nu mergea producția. Ori, da? Trebuie să faci. Doamne, ce se întâmplă? A venit și m-au arestat. Nu stați că asta era în 2001. În 2001. Da, eu vă întrebat în 1991. Scuzați, am confundat. În 1991. Scuzați, așa. În 91, bineînțeles, am licitat CAP-ul de la Ivanda. Deci intrase în proprietatea mea și CAP-ul de la Sacoșul Mare. La Sacoșul Mare am fost dus de o stimată doamnă, mi-a arătat sursa, mi-a arătat proiectul, dânsa lucra la Direcția Agricolă din Timișoara și mi-a zis, domnul Herman, aici este apă minerală, gazoasă, natural gazoasă, avem proiect, bineînțeles că proiectul nu m-a putut ajuta, că a fost cu totul alt gen de proiect față de ceea ce aveam eu nevoie, nu? Și așa a început toată istoria cu pornirea la Sacoșul Mare. Bineînțeles că la vremea respectivă am adus toate materialele din Germania, totul, în afară de ciment și piatră, tot ce e tehnic, ferestre, uși, geamuri, ghivete, tot am adus de dincolo. Am început construcția. Bineînțeles, atunci nu aveam niciun prieten, eram ca nou venit într-o localitate undeva... care nu era din zona mea. Eu sunt de zona Peream. Da? Am început, am terminat. Dom'le, nu știam cum să obțin zăcământul, fiind primul SRL din România în ape minerale. Înainte nu mai era nimeni ca cei de la Ramin, la vremea respectivă, actual SNAM, da? Nu știau care este demersul pentru un SRL să îmbutălieze un zăcământ, adică o apă minerală. Până atunci erau de stat. Toate erau de stat. Deci datorită faptului că ne mai vândă, așa bineînțeles că a durat foarte mult timp până când am reușit să iau... Bun, și după ce ați început să îmbuteliați... Afacerea mergea bine, din câte mi-a spus. Bineînțeles, la început a fost greu. Nu mă cunoștea lumea, nu știa nimeni. La un moment dat a început să meargă. A fost anii 95, mergea, 96, foarte bine, 97, nu bine, foarte, foarte bine. Deci mă simțeam... Vă simțeați capitalist în România. Mă simțeam foarte bine. Deci eram, cum să zic, era la momentul respectiv apa la modă, cum ar veni. Da. Sfântul Petru. Și moment, și aici referitor la Sfântul Petru, ea în acte la SNAM, adică să zicem în acte, este ca izvorul F1H trecut. Pentru că de sfânt nu au auzit apă minerală cu nume de sfânt. Dar datorită faptului că în ziua de Sfântul Petru veniseră echipa de foraje ca să înforeze. Moment, azi e sărbătoare, nu se poate. E totuși o sărbătoare mare. Nu ne-a trimis șeful că trebuie să forăm. Zic, stop, aici nu forați voi când vreți. Voi forați mâine, da?
Și așa mi-a venit ideea de a-mi da denumirea de izvorul Sfântul Petru. Eu mă gândeam că v-ați gândit la o chestiune de marketing, știți că sunt foarte mulți credincioși și atunci să aveți un motiv în plus să, să vindeți apa, da, glumesc. Sunt, noi, nu sunt de acord cu ce spuneți, dar la mine s-a întâmplat problema cu forajul. Am înțeles. Bun, și forajul ăsta, la câteodată, e important să folosești ideea. Bun, haideți să ajungem la momentul când încep problemele. Anii 2000. Ce se întâmplă, da? În 2001? 2001, ce să zic, la un moment dat, nu, problemele au început, le-am simțit eu că nu este ceva în regulă înainte de 2001. Adică, mi se fura tir de 22 de tone, adică cu remorcă. Tir cu, încărcat cu apă minerală? Nu. Tir gol. Tirul gol, deci încărcătură de... Da, da. Deci camion mare, cu remorcă mare, mi se fură din, din firmă, doamne, cum să zic... Păi și n-a sunat la poliție? Da, am făcut plângere, și? Bineînțeles. Eu l-am găsit, nu l-au găsit ei, eu l-am găsit undeva într-un sat, doamne, nu-i nimeni nepedepsit, eu sunt amendat că n-am avut cheile încuiate în birou, da? Mi se mai fură încă unul de 3,5 tone. La un moment dat, furtul la mine era autorizat. Până și gardul băgat în beton, jos în, da, în beton, și ăla dispărea. Nici o plângere penală nu mi s-a rezolvat. Toate rămâneau nup. Neurmărirea, da, penală, cum se folosește. De ce? Simțeam că cineva mă... Nu mă lasă să mă plâng la cineva. Nu-i ceva în regulă. În varianta anilor... 2000, da, în anul 2000, datorită faptului, fiind la o expoziție, am cunoscut doi cetățeni din Germania, bineînțeles și eu sunt tot de acolo venit, care voiau să deschidă în România două firme, una de tacâmuri, adică linguri furculițe cuțite, de Solingen, deci ei veneau din Solingen, erau în domeniu, am înțeles, așa, și unul care făcea ambalajele pentru tacâmuri, diplomate sau cartoanele, da, unde ele sunt frumos așezate. Doamne, ei aveau nevoie de unul care vorbește românește. Gata, eu mă angrenez. Merge afacerea cu apă foarte bine, dar câștigam lei. Zic, aici investesc și voi reuși să-mi fac schimbul în valută, fiind tacâmurile exportate. Zic, investesc de aici, pun aici. Din acel moment, toți prietenii mei care am avut, bineînțeles, zis prieteni în ghilimele, care acum sunt pe baricada cealaltă, nu mai stăteau, nu mai ne întâlneam la intersecție și ne pupam și ne luam în brațe, ca de fiecare dată, fiind amici de familie. Bun. Nu mai erau. Ce s-a întâmplat când serisem la un moment dat cu momentul când vă treziți cu mascații în curte? Spuneți-mi ce s-a întâmplat atunci, că și de acolo încep problemele. De acolo încep problemele, da? Bineînțeles, cum am spus adineori când am confundat anii, așa, s-a întâmplat în felul următor. S-a negrit curtea, domnul Herman, avem totul beton, sunteți instigare la șantaj. Păi pe cine șantajează? Pe cine ați instigat să șantajeze pe cine? Numai puțin. Aici revine situația la... situația la cele două hale construite pentru firma de tacâmuri și firma de ambalaje pentru tacâmuri. Am deci înțeles. Erau două firme separate, acei doi cetățeni nemți nu aveau niciunul cu celălalt nimic, doar colaborau ca firme. Da? În situația respectivă, la halele din stația Boldur, mergând spre Buzea și Lugoj, este moara din Boldur, unde eu am făcut cele două hale. Una pentru tacâmuri, una pentru pe banii mei. Bineînțeles că pe parcursul timpului s-a întâmplat în felul următor. Respectiva persoană a mai oferit partenerilor mei alte două hale în oraș. Și el a rămas că ne-am înțeles la 15.000 de mărci pentru ce am investit în hale lui, că făcuse din două hale SMT-ul, tractoare, ulei pe jos, făcuse hale de producție. Bineînțeles că omul zice, când o să vând halele, o să-ți dau banii. Și nu v-au dat banii? Nu mi-au dat banii. Îmi dă 10.000, după ce m-am întâlnit, băi, Ioane, 10.000 mi-ai dat, ai vândut halele, ai luat prima tranșă.
la a doua tranșă îmi dai. Dar cum să nu? La a doua tranșă vii și îți dau. Bineînțeles că doamna contabilă, dacă chiar este așa, poate să intervină, a spus, a primit a doua tranșă, vii. Am înțeles. Da? M-am dus, mi-a dat 10.000. Și mai aveați de recuperat. Mai aveam încă 5.000 ca să... Am înțeles. Și pentru cei 5.000 pentru vi s-a... Cei, decât să-mi dea, mai bine a băgat, bineînțeles. Eu am impresia că deja eram în ochii acelei persoane care era la vremea respectivă șeful judiciarului. Cine anume? Nonu Sungureanu. Opa, stați să zic că Nonu Sungureanu nu e oricine, este șeful Serviciului de Investigații Criminale din Poliția Timiș. Da. Un personaj extrem de important, așa că sunt curios ce o să ne spuneți, pentru că știți că acuzațiile pe care noastră le faceți și afirmați, oricând vă poate da în judecată, da, dacă sunt lucruri neadevărate. Da, sunt de acord, dar satul este, știe tot satul cine este implicat în spatele. Bun. Noastră și am și martori. Dumneavoastră susțineți că acea chestiune, acel dosar penal a fost pregătit. Pregătit. Până și firma adversă care este din, să luăm așa, din 2006, a pierdut definitiv și irrevocabil în fața mea, este tot în fabrică și toți angajații care i-a avut, toți au fost sub o protecție. A cui? Bun. Ajungem la 2006. Ați fost atunci ridicat, ați fost anchetat. 3 luni de zile arestat. Arestat și după aceea ați fost în prima fază. Procesul ce a fost? Achitat, am înțeles? În prima fază am fost achitat. După care ați luat cu suspendare. Și în final, după aia, de la Curtea de Apel Timișoara, a trimis la rejudecare, la rejudecare, instanța de la Lugoș m-a condamnat cu executare, tribunalul mi-a dat cu suspendare și Curtea de Apel a lăsat ce a zis judecătoria, nu ce a zis tribunalul. Deci a mers la... Am înțeles. Și ce s-a întâmplat în această perioadă cât aveați procesul pe rol? Aici începe să se lege situația. Da? Ce se întâmplă în această perioadă? În această perioadă procesul penal funcționa pe rol în data de 29 mai, în data de 29 mai 2003, m-am trezit cu executorul Filipescu Ioan, care bineînțeles participa la toate aniversările mele de sfânt, la Sfântul Petru aveam sute de oameni. Am înțeles. Sub 150 nu aveam. Deci era un cunoscut. Era un cunoscut al casei. Și n-a venit să bea o cafea, ci a venit să vă execute. Nu, a venit atunci, n-a venit să bea cafea, atunci a venit cu omul pregătit. Da? Cu cine? Cu omul pregătit, Cornea Vasile, care este acum în Germania. Bine, și atunci a venit el din Germania, dar era un om... Veniți-l pentru ce? Să-mi liciteze fabrica. Păi, stați puțin. Pentru sumă de 28, presupusă sumă de 28 de milioane. Adică... Circa 2800 de lei acum. 2800 dar de lei. Cum s-a ajuns? Că asta e interesant. Cum se ajunge dumneavoastră să aveți o fabrică, funcționați, și odată vă treziți că cineva vă scoate... Cineva vinde fabrica. Cum s-a întâmplat? Ați reușit să desfășurați mecanismul? Am reușit între timp. Acum sunt foarte bine documentat. Faceți-ne un rezumat. Și vedesc, da? Da, faceți-ne un rezumat. Cum ați ajuns deci, pentru 2800 de lei să se vândă fabrică de sute de mii de euro. Da, sute de mii de euro la ora actuală. Deci, pur și simplu s-a întâmplat în felul următor. În 96 luasem un împrumut de 50 de milioane de la Bancop. În august 2000, Bancop a intrat în faliment. Eu, în acea perioadă, eram deja terminat cu Bancopul. Dar la mine tot venea băiatul respectiv. Eu țineam evidența contabilă cu toate datoriile. Domnule, n-am nici un 28 de milioane să-ți dau. Uite, domnul Herman, avem aici de 28 de milioane. Să rămân la milioane. 28. Zic, nu am. Domnule, dacă nu aveți, eu acum vă vând. Și, bineînțeles, o vinde cu 10.000 de dolari plus TVA. Fabrică de 100 de mii de dolari la vremea respectivă, da? 100 de mii de dolari. Vă vinde cu 10 mii de. Da. Lucru care, ruc-țuc, s-a întâmplat așa, una, două, pe loc, da? Eu am introdus imediat în instanță
Dar să vedeți ce este mai interesant. Nu numai că vânzarea a fost așa de bine pregătită. Firma a fost formată, firma care a cumpărat, deja era formată cu 6 luni înainte de comunul nostru prieten, Timiș Gabriel, care venise din America, la mine în Germania. Comunul al dumneavoastră, prieten, al dumneavoastră și al mai cui? Al domnului nou, Sungureanu, care, bineînțeles, deci, că ne-am cunoscut, că... am fost împreună. Deci eu, în momentul când a... Bine, aici intervine o altă poveste care e prea frumoasă față de cazul nostru. Deci, categoric, așa ne-am cunoscut printr-o conjunctură de dragoste. Bun. Tânărul Timiș cu o domnișoară care, bineînțeles, așa a fost... Și spuneți că dumneavoastră vă cunoșteați și cu domnul Timiș și cu domnul Nonu Sungureanu. Eram ani de zile prieteni. Ați fost prieteni. Întrebarea mea este cum l-ați cunoscut pe domnul Nonu Sungureanu, că e o chestiune aici, importantă. Aici eram chiar la tema respectivă, eram într-un apartament. Băiatul, căutându-mă pe mine, la o cabină telefonică, vorbind. Da, stăți, ce treabă avea Nonu Sungureanu? Numai puțin, vă explic. De telenovelă, da. Deci am zis, aici aparține partea frumoasă, cea de dragoste. Da. Cea de roman de dragoste. Da, dar știți că acum suntem în zona asta... a chestiunilor grele și zic să trecem peste dragoste, să trecem să la trecem, chestiunile da. Punctuale. Respectiva domnișoară, care avea atunci 16 ani și o săptămână, aflasem din acte, a plecat cu tânărul american, care era cu Mercedes la cabina telefonică, 90 imediat, era mai rar, nu? Așa, și a plecat în perea să întrebe de mine, unde sunt eu de găsit. N-am găsit, dar ei au aflat de mine unde sunt, în Timișoara, dar ei au plecat în lumea lor, în lumea dragostei. Bun, a făcut plângere părinții penală. Și așa a ajuns să-l cunoașteți pe Nonu Sungureanu. Căutându-l pe respectivul, prin adresa mea, nu știu am cum înțeles. Să zic. Eu am fost probabil urmărit atunci. Da? Și în momentul când fata a zis, mami, eu m-am îndrăgostit de persoana respectivă, deci n-a fost furt, n-a fost viol, n-a fost nimic. Bun, am înțeles. Și așa a rămas prieten ani de zile. Deci așa v-ați cunoscut cu Nonu Sungureanu. Da. Care, bineînțeles, soția dânsului este în imediata vecinătate a fabricii. Am înțeles. Bun. Ce s-a întâmplat când s-a vândut? Spuneați că firma care v-a preluat practic compania, da? Uh-huh. Era înființată de acest domn cu 6 luni înainte. Cu 6 luni înainte. Deci asta a fost programată, da, sigur că da. Și după ce ați avut problemele, s-a cumpărat compania, ce s-a întâmplat? Când s-a cumpărat compania, după spusele domnului Cornea Vasile, care de fapt a fost licitatorul, între timp, bineînțeles că Dumnezeu nu doarme, ei s-au certat. Și omul m-a sunat și chiar a trecut articol în ziar și a cerut scuze prin ziarul Actualitatea de la Lugoj, cum a fost furată o fabrică, deci fiind titlul ziarului, la care Cornea, când s-a despărțit, și-a cerut scuze. Acea fabrică chiar a fost furată de Timiș. Dar nu vă e teamă că domnul Timiș o va da în judecată când spuneți dar că... Dar domnul Timiș, Dumnezeu a făcut în așa fel că este acum închis în America. Ce din data de 21, chiar am scos de pe internet, din data de 21 a 10-a, este închis. Ce a făcut? Fisc. A, probleme în America cu... nu te iartă. Cu fiscul american. Cu fiscul american nu te iartă. Evaziune, ceva de genul, nu? Evaziune. În al doilea rând, el, pentru fabrica de aici, am împrumutat o cifră oarecare de $200,000 din America, care, bineînțeles, tot țeapă a fost, nu? Am înțeles. Așa, și sunt mai mulți. Deci, după ce vă este cumpărată la, așa zisa, licitație, fabrica, ce se întâmplă? Ea, fabrica, cum să zic, ea când a fost cumpărată, să mă înțelegeți, ea a fost cumpărată ca și construcție. Deci numai clădirea, nu și ce era înăuntru. Nu și ce era înăuntru, adică ce era cel mai important, echipamentele. Valoarea era interiorul, nu halele, evident. Interiorul. Bineînțeles că în acel moment când s-a făcut procesul verbal de licitație, pentru mine a fost lovitură... de moarte, nu poți să-ți imaginezi la un moment dat să cazi, să te prăbușești. S-au deplasat la fabrică, au făcut un proces verbal de predare-primire, mi-au dat paznicii mei afară
și a pus paznicul care și acum este protejatul respectivei familii, da? Și astăzi este încă acel om, că azi am trecut pe la fabrică și l-am văzut conducând mașina și, bineînțeles, nu mai spun că n-a avut niciodată permis de el conduce. Este sub o protecție oarecare, nu? Adică, un paznic de la firmă, firma nu mai produce de 4 ani de zile, nici măcar un litru n-a mai produs. El se deplasează în fiecare zi la fabrică, de două ori pe zi, să dea de mâncare la câine. Din fabrică nu fură nimeni nimic. La mine se fura cu pază, cu tot. Bun. Haideți să ne uităm și v-aș întreba. S-au ajuns, ați atacat în instanță, da? Da. Și ați câștigat. Într-un final. Toate instanțele le-am câștigat pentru că eu am avut acoperitor. Firma avea plus 1000 de, zicem, de mărci. Da, era, am înțeles. Deci nu aveați cum să fiți datorni. N-aveam plus, minus, aveam plus. În 2006 sau... 28 decembrie 2006 prin... să aveți sentință definitivă prin care se spune că sunteți... În 28, totul este al dumneavoastră. În 28 decembrie 2006 prin sentința 1462 a Tribunalului Timiș îmi revine toate, conform, cred că o aveți aici, da. Îmi revin toate la situația anterioară, lucruri de fapt care nu s-au întâmplat nici până astăzi. Bun. Pe de altă parte, au mai existat niște momente extrem de interesante. Cum v-au fost vândut, și asta vreau să-mi povestiți, acel imobil din Lugoș? Numai puțin. Aici aș vrea să mai continui ceva cu fabrica, da? Deci ea a fost luată numai construcția, licitată, zis așa, da? Absurd, dar a fost licitată, dar ei au schimbat paza și au luat inclusiv utilajele, care, din inerția firmei mele, i-au mai îmbutelat circa un an jumătate. Adică cu ce era acolo, mai... Ei nu m-au dat drumul la cheie. Am înțeles. Au luat. Dar dumneavoastră n-ați putut nici o secundă să vă recuperați bunurile din Lugoș. Am fost să-mi recuperez măcar ceva, da. Măcar hainele din locuința mea. Da, până da. Și locuința mea. Aici am chiar și martorul care a cumpărat mobilă antică, mobilă care după mine sub 30.000 de euro nu discut. Am înțeles. Da? Așa. El a cumpărat-o, i-a vândut-o cu 1.000 de dolari. Numai să nu era scape. Lui. Evident. Bun. Am înțeles. Spuneți-mi cum ați ajuns să vi se vândă un imobil din Lugoș. Asta a fost iară o chestiune care pe mine m-a șocat. Un imobil evaluat la 100.000 de euro vândut cu 20.000 25.000 de euro. Haideți, povestiți-mi și mie episodul care arată, doamnelor și domnilor, ce înseamnă mafia din sistemul judiciar, pentru că o să vedeți, detaliile sunt halucinante. Deci, să nu uităm că ghinionul meu a fost că m-am lovit de clanul țigănesc, clanul Cărpaci. Păi cum așa? Cum ați ajuns? Cum a ajuns clanul Cărpaci la Lugoș? Parcă da, ești pe la Timișoara. Nu, Cărpaci, acest clan este foarte mare. Deci nu, da. Nu, haideți, nu mai în... cum... Deci a fost o conjunctură nefavorabilă mie, pur și simplu, că mi-a ieșit așa un clan puternic în față. Adică, a venit prima dată să o cumpere de la noi, de la Fiumul. Fiumul zice, noi nu putem să o vindecă deja, apropo, când firma a fost vândută, fabrica, nu aveam insolvență. Eu, cumpărând, având materialele la fabrică, bioxid de carbon, rezervoare mari, capse, etichete, toate erau luate, le plăteam treptat. Da. În momentul când a fost vândut, eu n-am mai putut să plătesc bioxidul de carbon. Pentru că îl folosea altul. Deci mi-a intrat și mi-a luat cu totul, inclusiv cu totul. Așa. În acea variantă am intrat după vreo două luni jumate în insolvență. Deci o insolvență în care eu am fost... forțat, băgat. Târât. Deci am fost că, efectiv. Și cine a ajuns să fie lichidatorul firmei dumneavoastră? Ia să spuneți. E un nume celebru. Da, este un nume celebru. Unul a fost primul care mi-a luat și aerul. A fost Prohorov Petru. Și al doilea? Prohorov Petru vânduse
casa de la Lugoj, clanului Cârpaci, de aici pornește, la Prohorov, da, a vândut-o, fără aprobarea judecătoarei, fără să fie minusuri. Deci eu n-aveam nici împrumuturi. Deci intră ca și lichidator fără să existe o aprobare a instanței, că trebuie fără, să spunem fără, că în procedura de insolvență lichidatorul totul nu poate să facă absolut nimic dacă nu există o aprobare a judecătorului sindic. V-a vândut această casă fără motiv, cui? Bineînțeles, clanului Țigănesc Cârpaci, da? Pentru 25.000 de euro? 25.000 de euro, da? 25.000 în centru, zona 0 a orașului Lugoj. Așa, și ce care s-a întâmplat după aceea? Chiar în spatele casei de cultură din Lugoj. Am lugojenii, înțeles, mă gândesc că și-aduc aminte. Bun. S-a deschis imediat un proces pentru anularea vânzării. Și ați anulat. Datorită vânzării ilegale, judecătoarea l-a înlocuit pe Prohorov cu Tudor, numitul Tudor Ion. Domnilor și domnilor, pentru că domnul Herman vă va spune multe, vreau să vă precizez cine este acest domn Tudor. Acesta este unul dintre greii, hai să spunem, sistemului judiciar din vestul României. Tocmai a fost arestat de DIICOT pentru corupție într-o cauză instrumentată de structura centrală a DIICOT anul acesta a fost ridicat. Da. Anul trecut. Suntem de-abia în februarie. Într-adevăr, anul trecut. Gândiți-vă că chestiunile de care spunea domnul Herman se întâmplau cu mulți ani înainte. Și de atunci domnul acela nu a făcut decât chestiuni de genul acesta. Numai. Deci numai a fost de o fiară ăsta, din punct de vedere un criminal economic. Deci el nu a contat economia, că este Anina, minele de la Anina, că este minele de aur de la Brad, care eu sunt original după mama din Brad și eu am descoperit acea mare infracțiune, care același cumpărător ce mi-a cumpărat mie a doua oară fabrica, că a fost vândută încă o dată și acum urmează încă o dată, deci chestii de teatru, jocuri, nu? A vândut-o către Societatea Creștină Ortodoxă Filocalia, condusă de... A vândut fabrica a doua oară, domnul Tudor. Da? Bineînțeles, a vândut-o către, pentru că au vrut să o ia de la mine. Mi-au oferit 1.250.000, cam Filocalia? Și Filocalia. Și a spus nu. Am spus nu. În modul ăsta nu, datorită faptului că el vrea să vină cu o rată lunară și n-a mers. Și domnul Tudor cu cât v-a vândut-o într-un final? Cu 50.000. Păi dacă n-ați vrut 1.250.000... Exact. Păi același om care mi-a oferit mie 1.250.000, același om mi-a... Și cum v-a vândut-o și a doua oară? Păi, că asta e interesant. Este foarte interesant. Adică sub ce formă? Domnule, de ce o să-l cumpărați de la el cu 1.200.000? Ia veniți la mine că eu vă dau mai ieftin. Păi și cum v-a luat-o... A creat-o... numai asta, puțin. Asta vreau să povestiți. Aici vreau să zic că... Cum ajunge un om de afaceri cinstit să fie datornic? Explicați-ne mecanismul, că mecanismul dincolo de... este foarte... deci trebuie infernal. Să fii, da, trebuie să fii diabolic. Explicați-ne acest mecanism diabolic, pentru că eu cred că este foarte important ca lumea să înțeleagă ce se ascunde în spatele unui banal caz de corupție, dar de fapt în spate înseamnă un adevărat sistem mafiot. Da. Cum s-a întâmplat? Deci în momentul când ei mi-au oferit suma, eu n-am fost de acord a merge la varianta respectivă. Tudor a zis, veniți la mine, dar firma mea n-avea datorii, dar era ținut artificial în insolvență. Și până în prezent tot artificial se ține în insolvență. Sub ce formă? A scris, cu toate că Timiș era în America în respectivă perioadă, el locuind acolo cu familia, i-a trimis o adresă, cel bine gândită, i-a trimis o adresă la Sacoșul Mare, bineînțeles, acolo este paznicul care este, să zic, un țăran de așa, nu îl deschide el scrisoare, ce e în scrisoare sau mai știu, nu știu, deci așa s-a întâmplat. Okay. Adică i-a trimis o scrisoare, dacă nu veniți în termen de 10 zile, să-mi justificați cheltuielile, adică că a investit în fabrică, cu toate că era un proces pe rol, deci un constructor de rea credință. Cine investește într-o fabrică care, de fapt, ea este un proces? Și procesul deja în perioada respectivă era câștigat. Și el mai investește până în septembrie, deci el, să zicem, 1 ianuarie, nu 28 decembrie. Zicem 1 ianuarie și el investește până prin octombrie.
mai investește. Deci el n-a știut că a pierdut procesul. Da? Și se recunoaște în final. Să vedeți ce, ce mergem, unde ajungem. Așa. În perioada de cele 10 zile, dacă nu vine cineva să prezinte chitanțe, facturi și toate ce s-a investit acolo, îi va oferi din interiorul lui 40.000 de euro. L-am înțeles. A cerut despăgubiri? Ăsta nu vine. Da. Nici și nu atunci? Cred că a fost anunțat când deja s-au dus popii și au ridicat torturoiți acolo, că s-au dus grămadă, nu așa, s-au dus vreo 40 de... Am înțeles. Și atunci, practic, asta a fost motivul ca să apară datoria. Ca să apară datoria. Deci a creat artificial... O pseudo-datorie. O pseudo-datorie. Deci, pur și după aceea a venit executarea. După aceea a venit executarea pentru cei 40.000 care el i-a format în câteva zile. Da? Deci făcuți rapid, în 10 zile vii, nu vii, 40.000 ți ofer. Și mi-a creat o creanță de 40.000 de euro. Și așa s-a spus... Așa a intrat în tabel. Bineînțeles, tabelul... Făcut de domnul Tudor. Făcut de domnul Tudor. Și de aici a început din nou. Vânzarea a fost anulată. Vânzarea a fost anulată. Bineînțeles, eu fiind într-o conjunctură cu creștini ortodoxi și filocalia, zic, Doamne, Dumnezeu, m-am dus la domnul... Mitropolitul Banatului. Domnul a fost m-a primit cu drag, m-a mângâiat pe creștet și a zis, roagă-te că vei scăpa de... Deci asta nu știa. Se întâmpla în ce an? În 2009, în martie. Da? Și bineînțeles că eu nu pot să-mi imaginez, el era în vârstă să da, făceau... Era prezenția sa cum da. Am ajuns să fac strămutarea la Brașov. La Brașov am readus fabrica înapoi în patrimoniul firmei. Deci a doua oară recâștigată. Și cu toate acestea? Și cu toate acestea nimeni n-a fost... Am făcut la vremea respectivă plângeri penale. Ai făcut și lui Tudor? Da, bineînțeles. Pentru... Și unde a făcut plângerile? Că e interesant. În ce an a făcut lui Tudor plângerile? În 2009. Și unde a făcut-o? La Timișoara? La Timișoara. Unde? La parchetul curții? Nu. Era deja depășat de 1 milion pierderea. Deci oferta care eu am primit-o depășea și, bineînțeles, după mine valorează mult mai mult ca poziție, ca așezare de zăcământ. Nu? A făcut-o la DNA. Și ce s-a întâmplat cu plângerea? Bineînțeles că instanța a spus că este vinovat și anul la vânzarea și DNA-ul la vremea respectivă, vorbesc la vremea respectivă. Începuturile DNA-ului. Da, nu comentez acum, nu știu. Deci acum este o altă problemă. Și i-a dat NUP. Da? De fapt, Tudor a mai avut nenumărate altele, până și cu Muzeul Aurului Brat, care eu sunt mândru că datorită mie a reușit să salveze un muzeu, să vinzi un muzeu. Tot deci a vândut, haideți povestiți-ne pe scurt acest episod, a vândut ilegal muzeul Aurului din Brat? Unicul în Europa. Da? Deci și după unic. Care, cum s-a revenit? S-a anulat actul pentru că bănuiesc că era unul ilegal. S-a anulat actul pentru că era, cum să zic, eu când am auzit, fiind în... zona respectivă la o mormântare a unui unchi și să nu uităm că acel muzeu a fost neamuri de-a mele paznici. Ani de zile au ieșit la pensie paznic în acel muzeu. Eu trebuia să vin în momentul ăla să aflu de fapt că tot Tudor vinde și tot filocalia cumpăra. Era la interval de câteva luni. Două luni. Fabulos. Domnilor și domnilor, fabrica de la Sacoșu Turces, nu? Sacoșu Mare. Sacoșu Mare. Se vinde odată fabrica de la Sacoșu Mare de acest Tudor. Cu 50.000 de euro. Pe nimic. După care se duce omul amărât acasă și vede că același individ vinde aceleași firme și Muzeul Aurului din Brad. La același preț. La același preț. Curat, democrație, curat, stat de drept, ce să zic. Da. Bineînțeles că eu am făcut imediat sesizare, deci am chemat primarul din localitate, a reacționat imediat, s-a făcut conferință de presă și s-au reacționat la un moment dat,
s-a anulat acea vânzare amiabilă între ei. Tu, am înțeles. Deci ca să nu ajungă la... Să nu înceapă scandalul. Exact, să nu înceapă scandalul. Haideți să... Mai avem 10 minute. V-am spus că trece repede timpul. Da, da. Vreau să lămurim câteva chestiuni. În 2006 ați avut sentință definitivă și revocabilă, și revocabilă prin care toată fabrica revine înapoi la situația revine anterioară. La situația anterioară este a dumneavoastră de drept, de fapt. Da, da. Nu a ajuns nici până, nici până acum. De ce? Pentru că, ținându-mă în insolvență artificial, este o chestie foarte bine gândită din partea grupului organizat mafiot, ca să zic așa, nu? Dați voie să folosesc acest cuvânt, că este, după mine, real, mă țin în insolvență. Eu din 2005 eu am achitat tot ce ei au consumat. Deci toate firmele care mie mi-au dat marfa pe factură și pe bază de încredere, eu le-am dat banii la toți. Conform expertului contabil judiciar, rezultă, dacă analizăm aici, am toate datele concrete, cu cifre, cu totul, nu aveam zero datorie. Am înțeles. M-au ținut și mă țin în continuare. Acum, de vreo săptămână, am aflat pe internet, de fapt fiul meu a aflat pe internet, că fabrica din nou este pusă în vânzare. În condițiile în care în este condițiile în care, în condițiile în care ei mă țin artificial ca să îmi creează, în moment, aici este o chestie care nu se poate, este inadmisibil ca să îi se aprobe, să face o expertiză tehnică și una contabilă. Eu merg la expert parte tehnic, expert parte contabil. Deci, vorbind în felul următor, o construcție trebuie să aibă autorizații de construcție. Aici, zero autorizații de construcție. Autorizații de demolare, când ne-a demolat din construcții, din care a luat material și a băgat în celelalte în care acum cere bani, tot pe materialele mele. Nu? Deci, este... Nu știu cum să zic. E complicat. E complicat și halucinant. Și îi se acceptă 80.000 de euro fără factură, fără o chitanță, fără un aviz de construcție, fără aviz de... Nu mai vorbesc. Domnule Herman, vorbeați de un grup infracțional organizat. Cine ar face după dumneavoastră parte și cine sunt protectorii? Că de obicei în orice grup... Grup este protector, nu? Cine sunt și cum justificați că fac parte din grup și că sunt protector, deci, protector? Deci, hai să luăm așa, sistematic. Cu liniuță și de la capăt, sistematic, să zic. De la nemțește. Capăt. Nemțește, exact. În varianta în care au intrat în fabrică, da? Imediat după licitație, s-a făcut o predare, un proces verbal, în trei rânduri. Două linii de îmbuteliere, în birou, un calculator, o imprimantă, cam atât. De ceea ce să vă pot arăta. Primul proces semnat. Nu tu, inventar, cu serie, cu mașină de spălat, sticle. Am înțeles. Bun. Tot. Cine? Persoanele. Persoanele. Eu, după cum spun, că am fost și arestat. Pentru nimic. Deci nedovedit. Tot. Am fost arestat. Am făcut un an de zile. Da? Pe muchia. Furturile de la mine erau toate furturile și nu orice furt, camioane, erau nepedepsite. Mi se fură toate liniile de îmbuteliere, toate plângerile mele sunt toate în up. Cine credeți că poate să stea în spate? Cine lucrează în sistem? Da? Acea persoană se numește Nonus Ungureanu. Îl acuzați pe Nonus Ungureanu? Da, este complice. Datorită faptului, ce pot să zic, că am... Deci este complice inteligent. Nu este nicăieri pe hârtie. Da, știți că poate să... Da, poate, sunt de acord. Dar eu voi pune la dispoziție. El circulă cu mașini în zona respectivă, mașini americane primite de la Fino, care, bineînțeles, îl aprovizionează și am și pe videocamera.
Am înțeles. Știți deci, că sunt niște dânsul, chestiuni extrem de grave. Sunt foarte, deci foarte grave, pentru că eu m-am acoperit înainte de toate. Toți martorii știe că circul cu mașini americane, toți martorii știe că zbăgam. Care ar fi de la acest domn Gabriel Timiș? Da, bineînțeles. Cine vine cu mașini americane? Bun, și cel care a semnat de la primărie atunci, la vremea respectivă, a fost reprezentant al primăriei și el a primit o mașină americană. Nu, dar sunt cam scumpe să le car din Statele Unite. Nu sunt scumpe, depinde. Păi nu, costă mult și transportul măcar. Dom'le, dacă e un container, un container bagi mai multe. Am înțeles. Și atunci se împarte. Așa venea, și cu diverse altele. Bun. Deci îl acuzați pe domnul Nonu Sungureanu, pe șeful Serciunii de Investigații. Eu nu numai eu. Tot satul de faptul, știe. De faptul, satul nu e aici. Nu e aici. Eu sunt aici, da? Sunt de acord. Perfect, aveți dreptate. A protejat aceste persoane? Da. Cum vă explicați că instanța hotărâre judecătorească ca noua hală care el a construit-o a Timiș. Fost Timiș, a fost să o demoleze, să aducă terenul la situația anterioară. Și interesant, el mai mult în America, dar primește aviz de construcție pe o hală care deja era o hotărâre să nu mai fie. Păi bun, și ce legătură are cu asta Nonu Sungureanu, că nu văd nicio legătură? Să vă spun, și eu zic că nu văd nicio legătură. Deci, efectiv, sunt protejați. Zbăgan, care este paznic, numit paznic la... Bun. Fabrica, numai puțin, aici care vreau să specific. În timp ce eu am intrat să pot să-mi fac dovezi în fabrică la mine, am fost blocat de acel paznic. Mai vine și un alt cetățean care am vrut să-i fac plângere penală, dar am scris-o, dar n-are rost pentru că se blochează undeva. Deci toate, și acum, actual, 2015, am făcut 3 plângeri penale, niciuna, nu, nici măcar răspund. Unde ați făcut plângere penală? La judecătoria Lugoj. Am înțeles. Bineînțeles că trebuie să merg la parchetul de pe lângă judecătoria la care aparțin. În momentul respectiv, când paznicul, pe cine l-a sunat? Că i-am dat și minutul să spună pe cine a sunat. Pe Nonus. 2. A fost prins fără permis de conducere de 15 ani circulă fără mașină. Cine? Acest paznic? Zăgan, acest paznic. Cine îl salvează? De... Poliția de circulație, când l-a prins fără permis. L-a prins cu lemne, l-a furat de lemne. Ha? Aveți probe că a fost furat la lemne? Mai puțin, că este proces verbal. Interesant. A fost proces verbal făcut de jandarmi. Pe cine a sunat, cine l-a salvat? Spun martori aici. Spun martori. 2. În august, a fost la tăia de lemne. I-a căzut un lemn în cap. Cui? Dumnezeu nu doarme. La domnul Nonus. A fost în spital. Domnul Nonus Sungureanu. Că spuneți că ați fost prieteni. Da, foarte bun. Eu cel puțin așa zic. Că ați fost împreună inclusiv la București când v-ați luat licența pentru AP, da, am înțeles? Da, a fost ca bun. Și... Ați mai discutat în ultimii ani? Păi nu, când ați discutat ultima oară? Când am avut arestarea, adică îmi dădeam seama de la început, când dispărea camioane, când dispăreau de toate. Sunt niște acuzații foarte grave, iar Nonu Sungureanu este considerat un polițist bun și fără probleme. Da, de asta spun că acuzațiile noastre sunt extrem de grave. Eu sunt sigur, pentru că îl am și pe video cu mașina americană, cu capul spart, și salvarea l-a ridicat din fața primăriei, da? Cu paznicul meu împreună fiind. Deci este... Sunt chestiuni grave. Mai avem 2 minute și vreau să vă întreb un... N-ar mai trebui 2 ore. Mai 2 ore cu siguranță. Vreau să vă întreb un lucru. Ce v-a mânat, domnule Herman, în luptă de atâția ani? De ce nu ați cedat? N-am cum să cedez, pentru că eu sunt omul. Nu iau la nimeni nimic, dar nici n-am de dat. Și mai ales sub sistemul mafiot. Adică te arestat... tracasat vânzări de asta ad hoc. Pentru vânzarea, prima vânzare, s-a dat $5,000 la Filipescu Ioan, spusă de Cornea. Licitatorul care a fost licitat, domnule, pentru că a făcut acea licitație, a primit $5,000. Asta a spus-o Cornea. Am înțeles. Da? Deci totul merge pe... Până unde mergeți? Până în pânzele albe. Sperați că veți mai intra vreodată în fabrică? Da. Eu nu o las. Eu am 2 băieți, eu pentru ei am făcut-o și nu accept ca să aibă alții
foloasele. Ah, foloase, ce să vă povestesc? Am intrat în fabrică ca să fac fotografii, că totul e distrus. Ei au luat o fabrică, o hală funcțională și îmi dau contra 80.000, care eu trebuie să-i dau de euro, îi dau o hală care mai trebuie să bag 30.000 în ea. Am găsit 6 butoaie de țuică, de alea mari, de 200 de litri butoiul. Ce sunt butele acolo? I-a sunat pe cei de la ANAF. Să vină ANAF-ul, zic. Domnule Herman, am fotografii cu toate pozițiile din fabrică. Haideți să încheiem emisiunea în felul următor. Vă rog să vă uitați în cameră și să le transmiteți un mesaj. Uitați, domnului Nonu Sungureanu, ce ați transmite? Domnule, în varianta când ne-am întâlnit în fața poliției județene și ai spus colegul tău, am întâlnit acum un fost prieten al meu. De ce ai spus un fost și de ce nu rămâne mai departe? De ce te ascundeai de mine? Uite o întrebare. Domnule Herman, vă mulțumesc că ați venit în această seară la Press Alert Live și dacă ar fi să vedem, v-aș mai întreba un lucru. Mi-am adus aminte pe final, extrem de important. Ion Tudor, acest executor, cu cine era rudă? Haideți că este bine. Extrem de important. Prin conjunctură, că am aflat, era cu Cătălin Nicolae Șerăban, vicepreședintele Curții de Apel Timișoara, care i-a dat sentința 456 din 90. Așa, prin care ce s-a întâmplat? Nu ne interesează numărul sentinței. Deci el a fost înlocuit de judecătoare pentru vânzarea a doua oară a casei, numai un moment, casa din Lugoș, fiind vândută odată la clanul Cârpaci, încă o dată tot la clanul Cârpaci. Și ce a spus judecătorul? I-a spus judecătorul că poate să vândă fără hotărârea judecătorului sindic. Deci fără hotărârea judecătorului. Domnilor și domnilor, vedeți? Domnul Șerban, trebuie să nu uitați, este cel care a fost condamnat și a executat în bun de pușcărie după ce a fost prins în flagrant luând șpagă 50.000 de euro. Un caz cu multe personaje importante, multe dintre ele după gratii. Mafia se pare că încă se mai zbate. Sincer, aștept mâine un punct de vedere al lui Nonu Sungureanu, un polițist important în arhitectura poliției Timiș legat de acest caz. Și ce să vă spun, domnule Herman, vă doresc succes în lupta dumneavoastră să intrați în fabrică, să produceți din nou apă minerală. Vă mulțumesc. Domnilor și domnilor, multe aș avea de povestit. Sunt convins, mai sunt emisiuni, cine știe, poate ne vom revedea. Domnilor și domnilor, vreau să vă spun doar atât. Să nu credeți că am uitat de scandalul care zguduie Timișoara. Și da, și acolo avem o mafie. O mafie a gulelor albe cu miros de gunoi. Ce să faci? Mâine pe presalert.ro citiți noi dezvăluiri din scandalul Retim Mercedes. Să vedeți cum se încurcă oamenii din primărie care au semnat alături de Nicolae Robu actul prin care s-a prelungit ilegal contractul de salubritate. Nu ratați mâine pe presalert.ro. Până mâine seară, când vom avea o nouă ediție Press Alert Live, vă spun ca de obicei, sunt Dragoș Boța și nu uitați, câinele de pază al democrației nu latră sfâșie. O seară nebănuită.